Salutare, pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Malmö-Halmstad. Tipsterul Red spune că Malmö a impresionat în actuala stagiune, în special din punct de vedere ofensiv, iar acum pornește din postura de favorită clară, deoarece Halmstad este o echipă fără pretenții pentru locurile de cupe europene. În opinia tipsterului nostru, Malmö va continua prestațiile bune de pe teren propriu, așa că pariul său merge pe victoria gazdelor și pe intervalul de 2-5 goluri marcate. Cincinnati Reds, Miami Marlins. În opinia lui Cinculescu, gruparea din Miami ar trebui să câștige cu lejeritate următorul meci. Cu toate acestea, pentru o siguranță mai mare, pronosticul său merge pe cel puțin 4 run-uri reușite de cei din Miami, mai ales că la mobilă vor avea un adversar care de regulă permite minim un run la sub 1,5 inning-uri. Tipsterul Alex ne aduce în atenție duelul dintre Australia și Danemarca de la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin. Australia este gazda acestui turneu, iar echipa s-a prezentat bine în meciurile precedente. Tipsterul nostru consideră că australiencele au toate aturile pentru a obține o nouă victorie, așa că recomandă pariul unu solist. Sepsi Oțelul. David Chirilă o vede favorită clară pe Sepsi, aceasta traversând o formă de zile mari și fiind greu de împiedicat pe teren propriu. În plus, între cele două echipe este o diferență clară de valoare. Astfel, pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin un gol marcat de Sepsi și pe minimum 4 cornere obținute de aceasta. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.